dar nu trebuia să deranjeze. Mă așteptam. Da? Da. Mulțumesc, mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Sărbătoriți prin muncă, da? Da. Noi suntem de la surprize la domiciliu. Mi-am dat seama. Și am venit. Am aflat înainte să veniți că mă întreba că sunt mulți copii la poartă, ce se întâmplă acolo și am văzut mașină și mi-am dat seama că din partea lor. O să ascultăm o dedicație muzicală și la final să citești și un mesaj. Sunt vitele și o lună, am o nașă tare bună, nașă bună nimeni, așa cum eu mi-am dorit o și îți dorim să ai o viață frumoasă și fericită alături de familia ta. Să ți se îndeplinească toate dorințele și cu succes să atingi scopurile puse. Să ai multă putere și răbdare, că orice provocare oferită de soartă să o treci cu ușurință. Să ai persoane de încredere în viață care să te susțină și să te respecte. Noi suntem mândri că te avem ca nașă, mamă spirituală și prietenă. Putem fi sinceri în discuții și sigur că ne vei da un sfat bun. Te iubim, dragă nașă, și îți dorim tot binele din lui. La mulți ani, din partea fiilor, Beatrice și Maria. Vă mulțumesc! La mulți ani vă dorim și noi multă sănătate și mult spor să aveți în tot ce faceți. Mulțumesc!